Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și sunt orășan, crescut în Oradea și mutat în Maramureș lângă Baia Mare împreună cu soția cu vreo 12 ani. Pentru noi a fost un proces foarte interesant și foarte satisfăcător de a crește din ce în ce mai multe și mai diverse animale în gospodăria noastră și ăsta e motivul pentru care noi filmăm și postăm pe internet atât de des lucruri cu aventurile din gospodăria noastră. Vrem să vă încurajăm și pe voi, tinerii crescători sau urmăritorii noștri care v-ați dori probabil să câștigați ceva de la noi, pentru că după cum știți, am dat până acum două eduțe în diferite variante urmăritorilor sau abonaților noștri. Anul trecut am dat o eduță lui Cristian Moldovan din zona Mureșului, avem video pe canal când ne-am predat-o în zona Gherla, în orașul Gherla, și anul acesta am oferit o eduță cadou membrilor canalului Orășan la Țară, care susțin și financiar un pic activitatea noastră. Câștigătorul a fost de data asta, spre bucuria noastră, din nou un tânăr crescător, entuziast, și acesta a fost Alexandra Vele din Târgu Lăpuș. Mă bucur să văd că câștigătorii sunt tineri care au pasiune și au entuziasm de a crește animale și de data asta vrem să oferim cadou, dacă ne ajută Dumnezeu și toate lucrurile vor fi bine, ceea ce noi suntem încrezători că va fi, purcicar din spatele meu, e gestantă și în curând va făta. Oferim astfel un purcel sau o purcelușă cadou unuia dintre urmăritorii noștri. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga acel purcel? Începând cu acest video, trebuie să vă hotărâți câți purcei credeți voi că va făta purcica noastră. Este la prima fătare și nu știm încă câți va făta, ea e destul de mare și corpolentă, dar asta ar fi un pic la nimereală. Cine vrea să aibă o șansă să câștige un purcel de la noi, trebuie doar să se hotărască și să ne spună constant, la fiecare video de acum încolo, să spună: eu cred că purcica va făta 2 purcei și 5 purcelușe, să zicem, da? Și hotărâți-vă la un număr, când va făta purcica, noi vom anunța câți va făta în total, în caz că, Doamne ferește, moare vreunul, noi luăm în calcul totalul purcelușilor pe care i-o fătat ea. Și o să vă anunțăm acest lucru și cine nimerește numărul de purcei și numărul de purcelușe fătate este câștigătorul acestei purcelușe. Pentru a evita eventuale discuții sau neînțelegeri că cine o câștigat sau cine o zis primul, ca să poți să câștigi, trebuie, începând cu acest video, să ne spui câți purcei și câte purcelușe crezi tu că va făta purcica. După fătare, noi vom posta un video în care vom anunța cât și ce a fătat purcica. Însă, video precedent, adică video de dinaintea anunțului nostru final, va arăta cine este câștigătorul purcelușei. Pentru că, dacă sunt mai mulți care nimeresc adevărul, îl vom lua pe primul în ordinea în care ei au postat și au răspuns și acela va fi câștigătorul. Însă fiți atenți, la fiecare video, de acum încolo și până anunțăm câți purcelușe a fătat purcica, trebuie să ne scrieți același lucru constant, comentariu: cred că va făta atâția purcei și atâția purcelușe. Da? Hotărâți-vă, scrieți acolo în comentarii, începând cu acest video, și vă dorim succes. Încă un lucru de menționat este că câștigătorul va trebui să vină după purcelușă în gospodăria noastră. Noi îl oferim gratis, voi lăsați-ne comentarii, lăsați-ne un like, ajutați-ne să înaintăm în activitatea asta pe care noi o facem. Dacă puteți să ne și susțineți, vă mulțumim și vă apreciem. Și haideți să vedem cine va aduce purcelușa din gospodăria noastră. Vă doresc succes, scrieți comentarii, distribuire, like-uri și vă salut și ne vedem data viitoare. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик.